Este scandal de proporții la o școală din Bistrița, Năsăud, unde predă un profesor condamnat pentru că a bătut elevii. Părinții au încercat să oprească revenirea acesteia la cursuri, dar cadrul didactic i-a înjurat și i-a amenințat cu moartea. Să vedem imaginile. Pui mâna pe mine că eu... Nu, profesor! Poftiți, profesor! Filmați, domnule! Așa face cu copiii! Așa face și cu copiii, să știți! Sunt imagini surprinse în această dimineață. Ce s-a întâmplat acolo, care este întreaga poveste, aflăm de la corespondentul Antena 3, Gabi Vlad. Gabi, bună dimineața! Bună dimineața, Nadina! Cum s-a ajuns la această bătălie, efectiv, între profesori și părinți? Bătălie serioasă. E un scandal cu repetiție. Un scandal cu repetiție și toate petrecute acolo în fața școlii din localitatea Șanț, după ce profesorul Vasile Maternic a anunțat că revine la cursuri. Trebuie să reamintim telespectatorilor că în 2018 profesorul fusese condamnat 4 luni cu suspendare și o lună de muncă în folosul comunității pentru agresarea a 2 copii. Profesorul a vrut inițial să revină la cursuri, dacă ne aducem bine aminte, încă de la sfârșitul lunii noiembrie. Au existat și atunci proteste care au fost aplanate atunci de conducerea școlii și autoritățile locale. Foarte pe scurt, Gabi, ce anume s-a întâmplat cu cei 2 copii? În ce sens i-a agresat? În timpul orei de sport, o fetiță și un băiețel nu au executat ceea ce le cerea profesorul și exact în, la distanță de câteva ore cei 2 copii au fost bătuți. Rămâi cu mine, mulțumesc foarte mult, Daniel Sasu, directorul școlii, în legătură directă cu noi. Domnule director, mulțumesc pentru intervenție. Cum s-a ajuns în această situație? Bună ziua! Doresc să vă informez că domnul profesor nu a prezentat dovezile necesare conform articolului 234 pentru încadrare și pentru menținerea în funcție, pentru că acest articol prevede că menținerea într-o funcție didactică sau didactică auxiliară, precum și într-o funcție de conducere, necesită un certificat medical liberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educației în colaborare cu, împreună cu Ministerul Sănătății. Deci adică un certificat psihologic care să arate că este îndeplinătoare facultățile mentale sau ce anume? Un specialist de medicina muncii, deci nu mi l-a prezentat. Bun. Noi în Consiliul de Administrație, având în vedere antecedentele anterioare ale domnului profesor, tot acest articol la alineatul 4 spune în felul următor. În situații de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea unității de învățământ poate solicita cu acordul Consiliului de Administrație un nou examen medical complex. Lucru pe care l-am solicitat și am trimis în științarea domnului profesor prin poștă cu mandat de primire. Și care a fost reacția dânsului? Dânsul nu, în prima fază am stat de vorbă cu maica sa, a spus că vrea să se transfere într-o altă unitate de învățământ. I-am sugerat ca până atunci, până o să fie etapele de mobilitate respective, să-și facă un concediu fără plată, însă nu a vrut sub nicio formă. Din imaginea pe care le-au trimis colegii noștri, văd că până la urmă a fost încătușat de jandarm, doar așa a putut fi potolit. E adevărat că era amenințat de părinți revoltați, că ar putea să le fie copii în pericol, dar și dânsul avea o atitudine extrem de agresivă și v-aș întreba, pe lângă cei 2 copii care au reclamat că au fost agresați pentru care a primit acea condamnare cu suspendare, ați mai avut probleme cu dânsul de-a lungul timpului? Da, am mai avut probleme cu dânsul, tot de aceeași natură. Adică copiii agresați. Ați vorbit la inspectorat, s-a pus problema eliberării sale din funcție, mai ales în condițiile în care a primit o condamnare cu suspendare. Eu mă pun în locul oricărui părinte și mă întreb dacă aș putea sta liniștită știind că eu am copilul în aceeași sală cu acest om care, repet, se vede din imagini că nu este o persoană neapărat liniștită. Da, într-adevăr, din imagini se poate observa reacția care nu este adevărată pentru un caz didactic. Ați vorbit la minister? S-a pus problema eliberării sale din funcție? La minister nu am vorbit încă, însă am luat legătura cu doamna general, dânsa face toate demersurile necesare, însă să nu uităm, pentru că la domnul profesor ne-am cerut să prezinte documente conform legii 260, care a intrat în vigoare în 24 decembrie 2019. Asta presupune că un examen medical complet,
se eliberează de către o comisie formată din 3-5 membri, adică medici specialiști. Intră în școală dacă nu vine cu aceste documente? Păi v-am spus, articolul 234 este foarte clar. Încadrarea și menținerea într-o funcție didactică. Înțeleg. Mulțumesc foarte mult, domnule director. Așadar, vă propun să vedem din nou imaginile de la acea școală din Bistrița Năsăud. Un profesor condamnat cu suspendare pentru că ar fi agresat doi elevi. A încercat să revină la școală, deși nu a depus documentele necesare. Părinții s-au adunat în fața școlii, sunt îngrijorați că ar putea să le fie puși în pericol copiii și vor să facă orice pentru a-l împiedica pe acest om să revină. Haideți să vedem din nou imaginile. Pui mâna pe mine că eu... Profesor, poftiți, profesor, filmați, domnule! Așa faceți cu copiii! Așa faceți cu copiii, să știți!